Anul trecut, zeci de familii din județ au ales să-și deschidă inimile și să recurgă la adopție. Această alegere umanitară a avut un impact semnificativ asupra vieților copiilor fără părinți, oferindu-le șansa de a crește într-un mediu familial stabil și plin de iubire. Adopția este o procedură legală și o soluție pentru familiile care doresc să devină părinți. Anul trecut au fost 34 de copii adoptați. În prezent avem următoarea situație. 129 de copii declarați adoptabili, 46 de familii adoptatoare. Un copil adoptat este un copil născut din inimă. Iar pe această cale dorim și noi să mulțumim familiilor care au ales să devină părinții de suflet pentru copiii noștri. Potrivit ultimelor modificări ale legii adopției, copiii rămân acum adoptabili până la vârsta de 18 ani, înlocuind procedura anterioară care limita acest drept la 14 ani. De asemenea, valabilitatea atestatului pentru adopție s-a prelungit la 5 ani, comparativ cu doar 2 ani înainte. Pe site-ul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului OLT sunt prezentate mai multe povești emoționante trăite de către familiile care au ales să ofere unui suflet de copil dragostea și sprijinul de care are nevoie pentru a se dezvolta armonios și fericit.